Bună, eu sunt Camelia, bine ați venit alături de mine la Gătește Ușor. Dragii mei, urmează să facem un nou clip cu review-uri de restaurante din București. De data aceasta am ales mâncarea chinezească. Știu că mulți dintre voi mi-ați scris pe YouTube că așteptați cu nerăbdare acest clip, așa că am decis să-l facem. Voi încerca astăzi mai multe restaurante din București cu mâncare chinezească pentru a afla care este cel mai bun restaurant chinezesc din București. Așadar, haideți cu mine pentru a afla! În zona Dristor, o zonă în care eu am copilărit, ca să vă zic așa, în fața restaurantului Qin Bao, unde voi încerca o nouă variantă de mâncare chinezească. Haideți cu mine! Am primit meniul. Haideți să vedem ce preparate au. Văd că există supă, există aperitive reci, carne de porc, vită, miel, pui rață, par să fie o grămadă de preparate. Am văzut câteva care mi-au atras atenția. Voi continua să răsfoiesc și am să-mi aleg câteva preparate. Mi-au sosit preparatele comandate. Cred că am exagerat un pic. Arată foarte bine și sunt foarte curioasă cum sunt. Avem aici puiul Gong Bao, acela cu alune, castraveți și morcovi. E posibil să fie chiar dovle cel acesta. Aici am vita pe plită încinsă, care este cu morcov, cu bambus, cu ardei, văd. Salată de limbă de porc. Tare curioasă sunt cum este, pentru că mie îmi plac organele, cred că știți asta deja după clipul de la Pitești. Aici avem mațe de porc, nu m-am putut abține, n-am mâncat niciodată mațe de porc în varianta asiatică, motiv pentru care sunt foarte curioasă cum sunt. Și la final, spaghetele de orez. Ia să vedem. Mă întreb dacă pot să mănânc mai mult de atât, efectiv. Ce să începem? Haideți să începem cu limba de porc. Este interesant faptul că nu are gust de limbă aproape deloc. Simt gust de sos de soia, parcă un pic de oțet așa. E interesant, tot. Să vedem puiul Gong Bao. Legumele sunt fierte fix când trebuie, gătite. Da, puiul are textură interesantă, e foarte moale. Să vedem acum și vita pe plită. Este cam tare un pic, dar pare să e gustoasă. Bambus. Este ușor picantă. Să vedem și mațele, o bucată generoasă de mațe de porc, aș putea zice, care are așa un fel de miros specific. Are o textură interesantă, se simte și gustul, îți dai seama cum mănânci mață. Nu pot să zic că mă duc pe spate. Și tăiței. Sunt gustoși, dar nu sunt foarte aromate. Cred că am gustat cu siguranță și tăiței mai buni. O să vă spun că unele dintre preparate mi-au plăcut. Cred că cel mai mult până acum îmi place puiul Gong Bao. Vita cu stridie este ok, salata de limbă este și ea destul de bună, fără să fie excepțională, dar mațele nu îmi plac deloc. Eu mănânc mațe de porc, poate ați văzut clipul de la Pitești în care mănânc mațe de porc fripte și îmi plac destul de mult. Acestea ori nu sunt suficient de bine fierte, ori sunt tăiate în bucăți prea mari, au un gust pregnant așa de mațe. Nu pot să zic că mi-au plăcut, iar spaghetele nu sunt speciale. Mă aflu pe strada Foișorului, unde voi încerca acum mâncarea chinezească de la restaurantul Din Fu. Dragii mei, am ajuns la restaurantul Din Fu. Să vedem meniul și ce pot să comand. Au o grămadă de preparate, supe, aperitive reci, pui, rață, porc, o grămadă de preparate foarte interesante. Să vedem ce mâncăm. Doriți să comandați? Așa, vreau și eu, vă rog, urechi de porc în sos de soia, da. Pui Gong Bao, da. Vită pe plită încinsă. Ușor picant sau deloc? Ușor picant, ușor picant. Da. Și spaghete de orez cu legume. Super. Și cred că mă opresc, că nu cred că voi putea să mănânc atât. Doriți să serviți cu bețe sau tacâmuri?
atunci ține și bețe și tac, cel mai bine. Cât de repede pot A sosit mâncarea pe care am comandat-o, trebuie să vă spun că arată foarte bine, miroase extraordinar și plouă în gură, așa, efectiv. Avem aici salata de ureche de porc, avem vita pe plită încinsă, care arată și ea foarte bine. Chiar am să-mi iau, să-mi pun un pic în farfurie. Am să mănânc cu tacâmuri, nu cu bețe, pentru că, sincer, îmi este mai la îndemână așa. Aceasta este vita. Apoi avem puiul gongbao, este o rețetă specifică cu alune, așa sunt rețetele cu gongbao, nu știu cum să le zic, pentru că există și porc și vită. Apoi avem aici spaghetele cu legume. Sunt cu varză, văd, și cu ceapă verde și sunt convinsă că mai au și alte ingrediente pe aici. Ou, spre exemplu, este un ingredient tipic. Să vedem dacă reușesc să iau și din salata de ureche măcar un pic. Bun, și acum să gustăm. Voi începe cu salata de ureche de porc. Urechea de porcă este crocant, așa, ușor rigidă, specific unui cartilagiu, pentru că în esență asta este, nu este fiartă exagerat de tare cum o fierbem noi atunci când facem tobă și alte preparate. Are o consistență minunată și are gust de sos de soia, este picantă, conține ceapă verde și apio și ele foarte crocante și foarte gustoase, da, pot să vă zic că îmi place. Vedem spaghetele. Varza este crocantă, spaghetele sunt bine fierte. Vita. Vita are un sos dulceag, așa. Cred că are și foarte multă ceapă și de aceea are și gustul ăsta ușor dulceag. E făcută cu ciuperci champignon. Da, este gustoasă. Și la final puiul. Puiul are o consistență interesantă, este piept de pui probabil, dar cred că ai dat prin ceva înainte de a fi gătit. Este bun, morcovii. Crocanți, dar nu prea crocanți. Alunele și castravetele. Sunt foarte gustoși. Da, pot să vă zic că îmi place. Cred că preferata mea până acum este vita pe plită și salata aceasta de ureche de porc. Dar până acum mâncarea este absolut gustoasă, să vedem cum va fi la un alt restaurant. Voi încerca acum mâncarea chinezească de la restaurantul Beijing Garden. Am ajuns la Beijing Garden și am primit meniul. Pe meniul lor scrie deja The Best Chinese Food in Bucharest, să vedem dacă așa este. Am să-l răsfoiesc și cred că știu deja ce mănânc. Am primit mâncarea comandată, a sosit destul de repede. Este o liniște monumentală în restaurant. Cred că ideea este să ne bucurăm cu cât mai multe simțuri de mâncarea făcută de ei. E incredibil de liniște, ei se aude musca. Vita pe plită, ca de obicei. Ia să vedem, spaghetele. Sunt spaghete din acestea, sunt tăiate, văd, astfel încât să fie mai ușor să le apucăm. Puiul gongbao, îmi place că are bucăți așa mai mari de legume. Și salată de burtă cu limbă, nu aveau urechi și mai exista o variantă, dar nu mai țin minte, pe care nu o aveau. Și să și gustăm, o să încep cu salata rece. Burta e foarte bine fiartă, spre deosebire de alte restaurante în care am mai fost. Da, chiar e bine fiartă. Limba la fel. Simt un gust pronunțat de anason, care mie nu prea îmi place, pentru că nu sunt o mare fană a anasonului, dar salata este gustoasă. Și nu-mi place că alunele sunt efectiv puse acolo, nu sunt tratate termic în un fel și parcă sunt un pic cam prea crocante, dar, repet, salata e bună. Așa. Spaghete, care cred că sunt pur și simplu niște spaghete.
efectiv nici spaghete, nimic interesant la ele. Vedem cărnița de vită. E foarte fragedă și foarte bună. Și în mod surprinzător, nu se simte sosul ăla chinezesc, ca să zic așa. Se simte cumva chiar gust de carne de vită, ceea ce este remarcabil. Și ultimul de anunțul din urmă, pui gong bao, chiar așa în bucățele mari. Piept de pui, destul de fraged și gustos. Da, îmi place mâncarea. Mă aflu la intersecția dintre strada Toamnei și strada Mihai Eminescu, într-un mod așa foarte poetic, unde voi încerca mâncarea de la Templul Soarelui. Am ajuns la Templul Soarelui, am început deja cu o bere chinezească care este ideală pentru două pahare și avem aici un meniu consistent, cu, chiar și cu o poveste interesantă a restaurantului și cu o multitudine de preparate din fructe de mare, pește, legume, rață, prepeliță, un milion de chestii din care puteți să alegeți. Eu cred că știu deja ce vreau. Eu am o curiozitate. În toate restaurantele chinezești în care am fost din București, nu am fost eu în toate, în meniuri pozele sunt execrabile sau lipsesc cu desăvârșire. De ce? Că e de important să fie o poză bună care să te facă să vrei să mănânci, nu o poză blurată cu un preparat bizar. Dragi patroni de restaurante chinezești, investiți într-un fotograf să facă poze la mâncare. Mi-a sosit mâncarea, trebuie să vă spun că mi-este foarte foame. Am aici puiul gong bao care arată foarte bine, are un sos consistent. Spaghetele de orez cu legume care sunt cam trântite în farfurie, dacă mă întrebați pe mine, ar putea să arate un pic mai bine. Apoi avem salata de ureche de porc, care mie îmi place foarte mult și sunt foarte pretențioasă, care are niște castraveți interesanți și niște morcovi pe lângă. Și pe lângă asta, ultimul preparat, vită pe plită. Cam plutește un pic grăsimea, dar să vedem cum e la gust. Am să încep cu urechea de porc, să o tai un pic. E cam nepârlită pe aici, pe acolo. Dar consistența e bună și e gustoasă, e un pic picantă. Legumele sunt crocante. Să nu amestecăm gusturile și are usturoi din plin. Puiul gong bao, care e dulceag. Și am și aici o alună, ia să vedem dacă aluna este crocantă. Da, bun. Și spaghetele sau noodle și de orez, le spuneți cum vreți. În meniuri de obicei sunt trecuți ca spaghete. Textura e potrivită, mi se pare un pic amărui, dar cred că e o chestiune de gust. Și vita pe plită. Aș prefera să fie cu urechi de lemn în loc de ciuperci albe, dar asta e. Morcovii sunt un pic cam fierți, dar sosul este gustos. Mâncarea este gustoasă. Vă spun de pe acum că m-a fi destul de greu să fac acest top al restaurantelor chinezești din București. Există niște miscăpări pe aici, pe acolo, dar mâncarea e bună. Aș fi preferat ca urechea de porc să fie ceva mai bine pârlită, spaghetele să arate mai bine, dar pe ansamblu mâncarea este gustoasă. Am decis să facem concluzii la cald. În mod normal nu fac concluziile acum, le fac la final și spun pe parcurs ce mănânc, cum mi se pare mâncarea și ce părere am, doar că servirea a fost atât de proastă în restaurantul ăsta încât trebuie să mă descarc față de voi. Deci a fost oribilă servirea, ospătarea n-au nicio treabă cu nimic, masa era murdară, comanda a venit extrem de greu, tanti cu nota a venit și mai greu, horror. Și pe lângă asta, salata de ureche de porc a fost o salată păroasă. Urechea de porc era păroasă, frate. Urechea de porc se pârlește. În mod normal, nu pui o ureche de porc păroasă și mai era și plină de usturoi și era și foarte sărată. Inițial nu mi-am dat seama, dar după ce am apucat să gust mai mult, am descoperit chestia asta. Celelalte preparate au fost gustoase, dar salata de porc era păroasă. Nu e bine! Am ajuns în zona Buzești pentru a încerca mâncarea chinezească de la restaurantul Pengyu. Am ajuns la restaurantul Pengyu și am primit meniul. Sper că pronunț bine. L-am răsfoit deja și trebuie să vă spun că la prima vedere meniul arată foarte atractiv. Pozele sunt chiar drăguțe față de alte poze pe care le-am mai văzut și au o grămadă de preparate. Eu cred că știu deja ce să-mi comand.
A sosit mâncarea, a venit foarte repede și servirea este foarte bună. Am aici vita pe plită. Mm-hmm. Este gustoasă și cumva carnea nu are textura aceea specifică a bucăților de carne date prin amidon și prăjite. Să vedem burta. E aromată, dar ar mai fi mers un pic fiartă după gustul meu. Îmi place că are castraveți ăștia. Mm-hmm. Care sunt crocanți, dar are un pic cam mult usturoi. Cam acaparează totul. Puiul gongbao. De la o primă vedere îmi place că nu plutește uleiul în el. Care are o consistență bună. Sosul e așa viscos cum trebuie și legumele sunt minunate. Și spaghetele. Sunt spaghete de orez prăjite, nu din acelea fierte. Mie personal îmi plac mai mult cele fierte, dar cred că este o chestiune de gust. Am să le dau și acestora o șansă. Mm-hmm. Sunt gustoase, nu mă omor după textura spaghetelor fierte, dar sunt bune. Cel mai mult îmi place puiul gongbao și vita. Și burta ar fi fost bună dacă ar fi fost un pic mai fiert. Dragii mei, mă aflu acum în zona Dudeș, unde voi încerca mâncarea chinezească de la Casa Dragonului. Am primit meniul la Casa Dragonului. Este un meniu cuprinzător, așa cum e în toate restaurantele chinezești, plin de bunătățuri, sper eu. Cartofi, limbă de porc, tot felul de preparate, rață, cam mai la toate restaurantele chinezești. Să vedem cum va fi mâncarea. A sosit mâncarea destul de repede aici. Avem aici un platou mixt care conține urechi de porc, limbă, ciolan de porc și burtă. Arată foarte interesant și are și bucățele de apio. Spaghetele cu legume. Vita pe plită, care are și bambus, are și urechi de lemn, are și ciuperci albe. Și puiul gongbao. Cam plătește un pic uleiul, dar sperăm că este mai degrabă gustos. Am să încerc mai întâi urechea de porc. Da, e gustoasă. Am nimerit și o bucățică de limbă, sunt bine fierte. Ar mai fi mers ceva dressing după gustul meu. Să vedem și spaghetele. Mm-hmm. Da. Spaghetele chiar îmi plac. Vita cred că încă frige. Puiul. Legumele sunt un pic cam fierte. Dar luna este crocantă. Și să vedem acum și vita. E fragedă. Morcov e mai crocant decât la gongbao. Pot să zic că mâncarea e gustoasă. Am gustat din toate felurile de mâncare. Pot să vă zic că mâncarea este gustoasă. Am mâncat și mai bună, dar zic că merită încercată. Este iute. Am mâncat o chestie asta, o bucățică de ardei iute. Nu știu ce fel de ardei iute, dar e foarte iute și numai că e iute. E cumva și amărui. Dacă reușiți să evitați bucățile astea de ardei iute, o să fie bine. Dragii mei, gata, am terminat de mâncat mâncare chinezească prin București. Trebuie să vă spun că ăsta a fost unul dintre clipurile mele preferate dintre toate review-urile de restaurante. Mi-au plăcut la fel de mult și cel cu burger și cel cu sushi, dar cred că ăsta cu mâncare chinezească a fost favoritul meu pentru că îmi place foarte mult mâncarea chinezească. Ați văzut și voi că am fost în 6 restaurante de profil din București unde am mâncat o grămadă de mâncare foarte gustoasă și acum este momentul să vă prezint concluziile mele. Pe primul loc, din punctul meu de vedere, se află restaurant Dinfu, acela de pe strada Foișorului, unde mi-au plăcut toate preparatele lor. Servirea a fost foarte bună și mâncarea foarte gustoasă. Mi-a plăcut foarte mult că au o varietate foarte mare de produse, găsiți o mulțime de chestii în meniul lor, o grămadă de specialități. Mi-a plăcut în mod deosebit salata de ureche de porc, care a fost crocantă într-un fel și fiartă și bună și cu ceapă și foarte, foarte gustoasă, și celelalte preparate mi-au plăcut de asemenea la ei.
Deci asta ar fi recomandarea mea numărul 1. Apoi, pe locul 2 se află restaurantul Chiam Bao, dacă pronunț eu bine, acela din zona Dristor, unde mâncarea a fost foarte bună, servirea a fost și ea ok, preparatele au fost un pic diferite față de cele de la Din Fu, în sensul că carnea de vită și carnea de pui au fost oarecum prăjite, nu chiar fierte ca cele de la Din Fu, deci au avut o textură diferită și au fost foarte gustoase. Am mâncat la ei altfel de salată din aceea rece care mi-a plăcut și ea. Singurul lucru care nu mi-a plăcut la Chiam Bao au fost acele mațe fierte, sotate, cum or fi fost ele, care nu mi-au plăcut deloc, cu toate că eu mănânc mațe, voi știți că eu mănânc mațe, am fost la Pitești și am mâncat în Italia, am mâncat în Portugalia, chiar îmi plac. Aici aveau un gust foarte pronunțat de mațe, efectiv, chestie care este foarte neplăcută, credeți-mă, și nu erau fierte, erau foarte chiui așa și dura extrem de mult să le mănânci, deci mi s-au părut îngrozitoare, nu vă comandați mațe de la Chiam Bao, dar restul preparatelor sunt gustoase și merită încercate. Apoi, pe locul 3 avem restaurantul Pengyu, acela din zona Berzei, care este pe departe cel mai drăguț local de mâncare chinezească în care am fost zilele acestea. Terasa lor este foarte drăguță și cochetă, servirea a fost foarte rapidă, ospătarii foarte amabili, pentru că a fost ceva mare care afară am primit și o păturică. Deci a fost foarte drăguț, mâncarea a fost gustoasă, mi-a plăcut. Singurul lucru care nu mi-a plăcut la ei a fost acea salată de burtă, pentru că burta nu era suficient fiartă din punctul meu de vedere și pentru că avea o tonă de usturoi pur și simplu și care era și sărat. Deci aia nu mi-a plăcut la ei, dar vita a fost foarte gustoasă, fără să aibă un exces de sos. Carnea de pui a fost și ea foarte bună, spaghetele nu m-au dat pe spate, dar asta pentru că nu-mi plac mie acele spaghete prăjite. Dar în rest mâncarea este gustoasă, mica problemă cu acea salată de burtă. Asta a fost pe locul 3. Pe locul 4 avem restaurantul Beijing Garden, acela din zona Buzești, unde mi-au plăcut majoritatea preparatelor. Salata rece nu prea mi-a plăcut pentru că avea foarte mult piper Sichuan. Asta este. Eu am crezut că era nasoan, dar de fapt era piper Sichuan. Am confundat cumva aromele. Și aroma a fost un pic cam prea intensă. Vita a fost gustoasă. Mâncarea a fost bunicică, eu l-am pus pe locul 4, pe locul 5 se află Casa Dragonului, din zona Dudești, unde mâncarea a fost anonimă, nu proastă, dar nici bună. Deci asta este singura mea problemă cu restaurantul ăla, comand destul de des delivery de la ei, deci cam știam despre ce este vorba, și comand delivery pentru că au un meniu destul de variat la delivery și livrează în zona în care locuiesc părinții mei, dar mâncarea este efectiv anonimă, merită încercată dacă n-aveți altă variantă, dar cam atât. Iar pe locul 6 se află restaurantul Templu Soare lui, acela la care am fost noi la intersecția dintre strada Mihai Eminescu și Toamnei, dacă am ținut eu minte bine. Se află pe locul 6 pentru că serviciile au fost execrabile. Ospătărița cred că trebuia să-și găsească o altă meserie, oricum nu de ospătăriță, pentru că au fost foarte proaste serviciile. Ne-a servit berea într-un mod foarte ciudat, a durat foarte mult să vină să ia comanda, să vină cu mâncarea. Masa era murdară, deci din punctul ăsta de vedere foarte neplăcut. Și se mai află pe locul 6 pentru că salata de ureche de porc era păroasă, oameni buni. Urechea de porc nu era pârlită, era plină de păr care te ridica pe limbă. Neplăcut. La Din Fu și în celelalte locuri unde am mâncat acea ureche de porc, chestia asta nu s-a întâmplat. Din acest motiv este pe locul 6. Deci, pe primele 3 locuri, ca de obicei, puteți să mâncați liniștiți, pe celelalte cam așa, dar trebuie să rețineți că, din punctul meu de vedere, Din Fu este cel mai bun restaurant cu mâncare chinezească din București. Sper că v-a plăcut și acest review de restaurante, că o să-mi scrieți în continuare în comentarii ce fel de alte review-uri ați dori să mă mai vedeți și vă aștept să vă urmăriți în continuare pe pagina de Facebook, pe canalul de YouTube și pe Instagram. Pa, pa!